Hello, bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu un nou videoclip în care am să vă vorbesc despre ultimele cărți pe care le-am citit. M-am gândit că poate am și iubitori de poezie, așa că am să vă prezint două volume de la Nichita Stănescu. Pe unul l-am terminat, la unul sunt pe la mijloc, pentru că eu de obicei poeziile le citesc voce tare și mi-a mult mai mult timp, pentru că vreau să încerc să citesc mult mai bine și să am o dicție mult mai bună. Pentru că o să mă ajute cât de cât la actorie. Este un videoclip mai lejer, să zic așa, pentru că nici nu prea aveam așa mult chef să fac un videoclip mai bine gândit sau la care să muncesc foarte mult, la edit sau toate astea. O să vă pregătesc multe videoclipuri când o să plec la mare, doar că o să le postez, cred că atunci când vin, pentru că nu o să am cum să le postez de acolo, dar dacă o să am cum, o să vi le postez să vă uitați la ele. O să fie niște daily-uri și unele legate de fashion, așa că sper că o să vă placă. Și după o să plec la București, dacă vă plac daily-urile o să mai fac, dacă nu o să las totul pentru mine. Așa că să începem. Prima carte pe care am să vă recomand este Ugly Love de Colleen Hoover și este despre fața urâtă a iubirii. Prima dată nu știam ce să zic, pentru că nu prea-mi place coperta ei. Eu de obicei, dacă nu sunt atrasă de copertă, nu cred că îmi place nici cartea, așa că i-am dat oricum o șansă, pentru că mi-a plăcut ce scrie pe spate. Și, sinceră să fiu, cred că este povestea care mă atrage cel mai mult la o carte. Bine, cel mai mult mi-a plăcut After. Dar o să vorbim mai târziu despre asta. Este fix pe gustul meu, pentru că dacă eu m-aș apuca să scriu o carte, fix la acest lucru m-aș gândi și eu. Este vorba despre o fată Tate, care îl întâlnește pe acest pilot Miles. Ea vine să locuiască în apartament cu fratele ei, din câte mi-aduc eu bine aminte, pentru că am citit-o de cam mult timp. Și acest tip era destul de atras de ea, să zicem, el nu voia relații, el nu mai avusese o relație cu o fată de foarte mulți ani și nu avea timp de așa ceva, se dedicase doar carierei lui de a fi pilot și nici nu prea mai avusese relații în ultimul timp, așa că ei hotărăsc să se satisfacă unul pe celălalt, dar fără o relație, fără viitor. Numai că Miles are două condiții, să nu îl întrebe despre trecutul lui și să nu se aștepte la un viitor împreună. Însă relația lor continuă destul de palpitant pe parcursul cărții și finalul este unul foarte drăguț, nu pot să vă spun finalul pentru că v-aș da cam multe spoilere și poate nu ați mai avea de ce să o citiți, dar vă recomand să o citiți pentru că este foarte drăguță. Cartea asta mi se pare că e foarte bine scrisă și faptul că e scrisă din două perspective mă atrage și mai mult. Îmi place ideea de a te îndrăgosti de un tip care e prieten cu fratele tău și locuiește la câteva camere și devine totul așa minunat între voi. A doua carte pe care am citit-o este Singura amintire a Florii Banks, Fii curajoasă, de Emily Barr. Nici acestei cărți nu i-am dat o șansă, adică mi-a plăcut cât de cât, numai că mi s-a părut scris destul de copilăros, chiar genul meu. Mi s-a părut că s-a lungit puțin cu povestea. La început m-a cam plictisit, nu mi-a dat acel vibe de vreau să o termin într-o zi pentru că sunt foarte curioasă ce se întâmplă, însă povestea a fost destul de drăguță. Este vorba despre această fată, Flora, care are amnezie și sărută iubitul prietenei ei cele mai bune și singura din câte mi-amintesc. Și e singurul lucru pe care ea și-l mai amintește de când și-a pierdut memoria. Lucrul acesta pleacă cu facultatea, din câte mi-amintesc eu, nu vreau să vorbesc prostii, dar să vă spun așa în mare. Iar ea pleacă după el să-i spună că își amintește de sărutul lor și de piatra pe care i-o dăruiește. Și în cartea asta este vorba despre Flora, care are o excursie nemaipomenită, să zic așa. Este foarte curajoasă și mi-a plăcut cât de descurcăreață a putut să fie. Chiar că nu m-a captivat atât de mult de la început, pe la mijloc devine destul de interesantă, mai ales când găsește acest băiat misterios care i-a adus înapoi memoria. Și o să mai aflați alte chestii în legătură cu mama ei. Mi-a adus puțin aminte de absolut tot, pentru că era vorba acolo tot de o fată bolnavă
și mama ei foarte protectoare. Dar vă recomand să o citiți și să aflați cam ce se întâmplă și cum se termină. Și acum vine cartea mea, nu pot să spun preferată, pentru că cartea mea preferată este Ugly Love, dar cartea care mi-a atras foarte mult atenția este After. Știu că acesta este cel al doilea volum. Am zis să nu vă vorbesc despre primul volum pentru că deja are un film și probabil majoritatea ați văzut filmul și poate că deja știți cam ce se întâmplă. Este acea poveste dintre Hardin și Tessa, cum se îndrăgostesc ei, două caractere foarte diferite, dar ajung să se iubească într-un final. Acesta este volumul 2. Volumul 1 mi-a plăcut extrem de mult. Mi-a plăcut mai mult decât filmul, recunosc asta. Cartea are mult mai multe detalii, te atrage mult mai mult, dar mi-a plăcut și filmul, deși a doua oară după ce l-am văzut a început să-mi placă, pentru că prima oară mi s-a părut puțin cam nereușit, pentru că tocmai ce terminase în cartea și aveam foarte multe așteptări de la filmul ăla, a cam evitat multe subiecte foarte importante care erau menționate în carte, dar a fost destul ok. Primul volum l-am citit în vreo 5 zile pentru că m-a atras atât de mult, are foarte multe pagini, însă al doilea volum l-am așteptat foarte mult, însă nu l-am citit chiar atât de repede, l-am citit într-o săptămână și ceva. Mi-a plăcut și al doilea volum, vreau să mi-l iau și pe al treilea, dar nu sunt chiar atât de nerăbdătoare cum am fost cu volumul ăsta, de-abia așteptam să-l citesc. Acum am început Cabina de săruturi să o citesc și urmează să o termin zilele astea, pentru că mi s-a părut puțin cam lungită povestea, parcă se ceartă mereu, mereu se împacă, mereu aceleași chestii. Mi s-a părut puțin cam prea lungită și având în vedere că mai are o grămadă de volume, nu mai știu exact, cred că mai are încă vreo 3, mi se pare foarte mult, mai ales că această carte este foarte groasă. Nu știu ce ar mai putea să fie în aceste volume, însă pur și simplu m-am îndrăgostit de Hardin și nu pot pur și simplu să las seria asta la o parte, pentru că totuși te captivează, nu așa mult ca primul volum, dar sper că al treilea volum să nu mai fie atât de lung și să fie mult mai interesant, cu chestii mult mai captivante, dar vi le recomand dacă nu l-ați citit. Eu știam de această serie de foarte mult timp, însă nu prea am dat o șansă pentru că această copertă nu prea mă atrage așa mult și mi se părea o carte foarte mare, cu foarte multe volume și nu știam dacă o să-mi placă sau nu și am zis că nu se merită să o cumpăr, dar nu regret că am cumpărat-o și îmi place foarte, foarte mult. Acum trecem și la ultimele cărți, cărțile cu poezii. Aceste cărți cu poezii de la Nikita Stănescu nu sunt niște cărți foarte ușor de citit, pentru că poeziile lui sunt destul de ciudățele, sunt puțin cam complicate, nici eu nu le înțeleg pe toate, că îmi place să le citesc cu voce tare, îmi place nebunia asta lui din poezii și mă atrage. Și îmi plac foarte mult poeziile de dragoste, de asta scriu și eu poezii de dragoste, însă dau șanse și altor poezii. Dar am zis să... Efectiv, mi-am distrus cartea. E făcută praf și fleașcă. Și eu țin foarte mult la cărțile mele și nu suport să fie distruse. Mă sunat în soare să văd ce pot să fac. Trecând peste... Sunt foarte supărată pentru că tocmai mi-am distrus o carte de poezie și eu chiar apreciez mult poezia. O să vă zic repede despre cartea asta și o să închei pentru că trebuie să strâng și sunt foarte supărată. Mi se duse cam tot cheful. Cealaltă carte era Necuvintele de Nikita Stănescu. Eram pe la jumătate și, cum spuneam, poeziile lui sunt puțin mai... Înțeleg ce se întâmplă, deci îmi tocat cărțile astea din mână. Ce are cartea asta de nu vrea să fie recomandată? Nu înțeleg. Ok, o să mă calmez, o să vă spun repede despre această carte și închei. Ok, această
această carte este puțin cam greu de citit, eu am citit-o cu voce tare pentru că, v-am spus, vreau să lucrez la dicția mea, însă au fost câteva poezii care mi-au atras foarte mult atenția și m-am gândit să citiți și ceva de români, nu neapărat Rupicaur sau alte astea. În curând o să citiți și poeziile mele. Și ca să vă dați seama cam ce fel de poezie are, am să vă citesc o poezie și apoi o să închei acest videoclip care m-a cam enervat. Dialog. Eu cred că pentru că sunt și pentru că știu că sunt și pentru că vreau să nu mai fiu. De ce nu mai vrei să fii? Mă întreabă îngerul și în acea secundă m-am trezit. Se făcuse tocmai că alerga. Alerga fericit. Se făcuse că tocmai scăpasem de sub talpa lui, alergând fericită. Te-ai visat furnică, îmi spuse îngerul. Nu, nu, i-am răspuns eu. Nu. Cam aceasta este poezia, mie îmi place foarte mult și sper că și vă plac. Dacă nu, habar. Știu că nu foarte mult lume mai citește poezie acum, pentru că nu sunt destul de atrași de ele, însă mie îmi plac poeziile, mai ales că mie îmi place foarte mult să scriu. Cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut și scuzați-mi starea de la final, doar că sunt foarte dezamăgită că am reușit să fac asta cărții mele. Mi s-a cam dus puțin starea de bine și toate cele, însă sper că a fost ok. Kisses.